Bună ziua și bine v-am găsit la podcastul Gol și Pasă. Eu sunt Vlad Roșu și am onoarea să vi-l prezint în prima noastră ediție pe Domnul Mitică. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Doamne, ce să zic, doamne, a intrat și tu în rând cu lumea, doamne, ți-ai făcut podcast de ăsta să fii influencer. Ce să zic, nu arată rău, eu aș mai ridica un pic tavanul și aș mai pune niște culoare, dar în rest e foarte bine. O să vă rog să vorbiți un pic mai aproape de microfon și să vorbim un pic despre meciuri. Doamne, la vârsta mea nu mai am meciuri cu nimeni și cu Becali m-am împăcat, n-are rost să mai am meciuri cu nimeni. De meciurile naționale să vorbim un pic nou despre domnul Becali. Doamne, s-a văzut mâna lui Lucescu. Categoric s-a văzut mâna lui Lucescu. Cu Letonia am avut noroc cu varul, este? Doamne, eu n-am o părere bună de varul ăsta. Eu și la interioare, la mine am dat peste tot colavabile, doamne <laughs> Bine, dar să revenim la partidă, vă rog. Doamne, Letonia, ăștia sunt periculoși. Ascultați ce vă zice oracolul din Bălcești Lituania la nivelul actual este în primele 10 uh, echipe din Europa. Rău. Ne ai jucat cu Lituania. Lituania, Letonia, Estonia, tot un drac, tot Baltice uh, sunt, tot joacă uh, bine. Până la urmă avem uh, două câștiguri, nu? Două victorii. Da, asta contează cel mai important și uh, uite, doamne, la 79 de ani uh, ne-a Mircea Lucescu, la 79 de ani uh, uh, nu se dă pe doi antrenori de 40 de ani, dar eu m-aș da pe trei gagici de 30. Vorba aia, cine nu are bătrânii. Să fie fericit, domne. eu nu mi-ară vârsta. Despre hagi ne puteți spune? Doamne, e un fenomen, nu ți ajung trei cărți să-l descrii, doamne, fotbal este nașterea la 100, da, doamne, A, o emblemă, un reper, doamne. fantastic. Ah nu, despre fiul lui, despre Iani, vorbesc. vorbesc. Acum, ce să zic, lumea e rea, lumea e că din dincolo, pă din coa, doamne, Eu dacă își schimbă freza tot la trei meciuri, doamne, are ceva în cap, da, auză-o, o, o apă, un vin, nu dai că ăștia... Că din... Mai am câteva întrebări și... Câte ce părere aveți despre terenul din Ghencia? Execrabil, o ruină, tranșee, catastrofă, praf și pulbere. Și dumneavoastră ce-ați ce face? Duplexuri. Acolo duplexuri, că e săpată gata fundația, doamne. Baj fier armat, baj armătură și te-ai ridicat la P plus 3, doamne. Pe mai faceți încă blocuri? Mai fac vreo câteva, că mai am 2-3 uh, parcele, dar uh, mă apuc acum de statui. Statui? Să construiesc statui, domnule. Am văzut acum că un milion de euro au cerut pe statuia lui Mihai Viteazul din Zalău. Da, am zis, din Zalău, da, acolo în piața mare să le-o fac, dar la prețul ăsta fără cal le-o fac și acolo lângă păcănele. Nu e un pic cam prea mic bugetul pentru nivelul dumneavoastră? Cam puțin, dar m-am gândit așa, domne mitica nu-i prost. Domne, ăsta Mihai Viteazul avea și 50 de general, domnule. Fac pe Mihai Viteazul la un milion, 50 de general la 3 400 de mii, și iese treaba. Doamne. Fac și pe Iordănescu, generalul al cinciunului, acolo lângă uh, Baba Novag. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Așa scuz? Eu am fost Vlad Roșu și acesta a fost domnul Mitică. Sper că v-a plăcut emisiunea noastră și ne revedem săptămâna viitoare la Gol și Pasă. Mă duc la Pesco Bar să fac un TikTok atunci. Vă mulțumesc.